Vlad și Cătălina au transmis și ei mesaj în această seară pe antena Play. Au mulțumit pentru tot ce au primit și după au spus amândoi că sunt foarte, foarte bine. Vlad a completat spunând că nu mai este supărată Cătălina și nici nu va mai fi. Cătălina spunea că a fost mai mult deranjată de toate discuțiile și că de acum înainte va spune ceea ce gândește și Vlad spunea că vor fi mai vocali, își vor apăra cumva teritoriul. Cătălina a realizat faptul că până acum a ținut totul în ea și lucrul acesta a afectat-o pe ea și nu mai dorește să facă asta. Vrea să spună tot ceea ce vede, tot ceea ce crede și ce simte. Vlad a subliniat încă o dată că vor spune ceea ce au de spus atunci când se vor simți deranjați sau atacați. După cei doi s-au tachinat puțin, spuneau că mâine este gala și Vlad o tachina pe Cătălina spunând că ar trebui să o urmărească cei de acasă, în câteva minute să vadă cum se supără Cătălina că nu are cu ce să se îmbrace. Ea spunea că nu este așa, s-a gândit deja la ceva, dar Vlada a continuat cu aceste tachinări.